2014-2015 privind alegerile locale, prin prisma faptului că au fost încheiate și a fost stabilit rezultatul final, domnul Stratore Dragoș, locțitor al circumscripției electorale numărul 3 Onești, va amâna certificatele constatatare ale legilor, așa cum au fost consemnate în procesul verbal de stabilire a rezultatelor. Ulterior, până la validare, fiecare dintre partidele politice pot să mai facă modificări sau schimbări potrivit prevederilor legale. Domnului primar, Matiu Nicolae. Nicolae, consilier local. Domnule Lemnaru, o să lămânesc domnul secretar. Domnule Bridaru Valentin Iulia, consilier local la PSD. Nu poate așa. Emoții. Vasiloe Bogdan Cosmin, domnul Vasiloe Bogdan Cosmin, consilier local PSD, din partea PSD. Doamna Hergelegiu Alina, din partea PSD. Domnului Sergentu Adrian, domnului Eustache Florin, din partea PSD. Doamne, Antoție Maricica, emoțiile la fel. Domnului Lazar Constantin, din partea PNL, consilierul local. Domnul Dumitru Mihaș, consilier local. Domnului Sârghiuță Ion. Totodată vă voi cere scuze, eu nu mi-am sunat mai departe. O să vorbiți în continuare. Domnule partid, nu rămâne la dumneavoastră, este notul dumneavoastră ca să participa la alegeri, partidul urmează să... Mulțumesc. Doamne, Pașcu Apovoloaie, Milena. Domnului Roșca Sorin, consilier local din partea PSD. Doamnei Jehu, Codic Rodica Mihăra, din partea vă doresc mandat frumos și ușor mult realizat. Domnului Brânză Vasile Cezar, din partea. Domnului Panfil Gelu Ionuț. Cu acestea, prin zisii, peste 4 ani, urmează.
aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Vă felicit pe toți, pe fiecare parte, pentru rezultatele obținute. Sper și drag nedeles că vom avea împreună un mandat de succes. Și vreau să vă spun că de pe acum, că de la început, că sunt deschis pentru o colaborare deschisă și totală cu toți consilierii locali, pentru bunăstarea Unești. Nu contează de la cine vine o idee de proiect, de consiliu, de la cine vine o soluție bună pentru Unești. Vă spun că o voi accepta și îl voi și felicita pe cel care vine cu ideea. Nu vreau și nu cred că este normal ca o singură persoană să-și asume un întreg mandat și toate reușitele din oraș. În consecință, vă rog să fiți alături de staful primăriei municipiului Ionești și atunci când trebuie să fim criticați, să ne criticați. Ne lăudați, nici nu am pretenții să ne lăudați, dar să fiți alături de noi și cred că este mai bine pentru toată lumea să contribuim prin idei, prin soluții și prin a pune umărul la un demers care nu este deloc ușor. Vă felicit, vă urez succes, sper ca toți cei prezenți să devină consilieri locali, adică partidul să nu-i retragă, să nu aibă alte politici, dar oricum este la libertatea partidelor să-și dezvolte o strategie pe viitor, pe un mandat de consilier local și respectă lucrul acesta. Pare rău că nu pot să felicit contra candidații mei la competiție electorală, că nu sunt prezenți în sală. O să vă rog, prin intermediul dumneavoastră, dacă doriți să le transmiteți felicitările mele, dacă pot spune așa, și să îi încurajez ca și în 2020 să candideze pentru o eventuală funcție de primar. Nu sunt toți, domnul primar. Nu sunt toți. Vă felicit personal. Și Doamne ajută! Mulțumesc! Să avem o comandare bună! Doresc lucrul acesta. O zi bună și v-aș invita, dacă programul vă permite, să mergem la ceremonia care începe la orele ședință de Consiliu Local, după care ceremonia care va începe la orele prânzului, cu depunere de coroane și ceremonia religioasă. Mulțumesc! Nu putem să decalăm începerea ședinței de Consiliu Local mai repede. Ce așteptam? A fost doar o idee. Iar după ceremonia de depunere de coroane, în sala de oficier se va servi o cupă de șampanie, atât consilierii vechi și cei noi, dacă doresc să participe, să puteți veni. Nici pe Cicelu, hai să dacă s-a emoționat, nu te-am felicitat. Lasă cum o supăr eu. Ca și independent, un rezultat...